Președinta Asociației Medicilor Generaliști din județul Suceava, doctorul Irina Franciuc, s-a stins din viață duminică 3 decembrie la numai 56 de ani. Medic de familie în orașul Dolhasca și neobosit voluntar, doctorul Irina Franciuc și-a dedicat întreaga viață profesiei pe care a practicat-o cu noblețe. A fost vicepreședinte al Asociației Medicilor Generaliști la nivel național și vicepreședinte al Colegiului Medicilor Suceava, o colegă foarte activă și angajată în toate acțiunile medicilor, care a militat pentru apărarea profesiei și a servit comunitatea în care a lucrat. O mare pierdere, regret nespus, a declarat președintele Colegiului Medicilor Suceava, doctorul Sorin Hâncu. O persoană curajoasă, foarte combativă, a luptat permanent pentru medicina de familie, a spus secretarul Colegiului Medicilor, medicul de familie Irina Badrajan. Corpul neînsuflețit al doctoriței Irina Franciuc a fost depus luni după amiază la Biserica Sfânta Înviere din municipiul Suceava.